Era una din acele nopți reci de octombrie, când umbra morții s-a pogorât asupra casei lui Dragomir. Soția sa, bolnavă de tuberculoză, se stingea văzând cu ochii. Cerșafurile ei erau pline de strop de sânge, căci boala aproape îi dizolvase plămânii, pe care acum și-i scuipa pe gură. Bărbatul ei fu cuprins de o amărăciune cumplită, căci toată viața și-o petrecuse într-un lung șir de nenorociri, care acum, iată, culminau cu prăpădirea nevestesii. După ce pendula din hol anunță miezul nopții, femeia își dădu ultima suflare. Omul se ridică și începu să bântuie prin casă, asemenea unei fantome. Frânt de durere, Dragomir căută pe cineva să învinuiască pentru această nenorocire. În acea noapte, ultima fărâmă de credință și nădejde se spulberă din sufletul său. Bietul om căzu pradă resentimentului. Fața drăcească a Catrinei îl întâmpină în capul scărilor, iar Dragomir căzu la pământ, cuprins de o spaimă nemărginită. După ce își reveni din uluire și groază, omul se decise să înceapă imediat pregătirile de îngropăciune pentru femeia sa, încercând să uite cele întâmplate, punându-le pe seama băuturii. Thank you.
Cui să-și mărturisească Dragomirovul? Cui să-i ceară ajutorul? Străzile erau pustii, iar el plutea asemenea unei umbre de-a lungul pavajului ud și rece. Marea își cânta jalea în vreme ce prima ninsoare din acel an biciuia fața omului cu fulgii ei, asemenea unor cioburi de sticlă ce-i pătrundeau adânc în carne. Cu inima cât un purice, Dragomir păși pragul casei funerare. Vânzătorul de pompe funebre era o scârbă binecunoscută în acest mic orășel, iar prețurile sale erau revoltător de mari. Legară o scurtă conversație în care vânzătorul îl pofti pe Dragomir să-și aleagă dintre cele trebuincioase înmormântării, fără să schițeze pe față vreun gest de tristețe ori de compasiune. Cu toții știau că vânzătorul acesta era o scârbă incorigibilă, însă Dragomir se aștepta ca de data aceasta omul să facă o excepție. Fără să clipească din ochi, nemernicul rosti cu un zâmbet larg: 10.000 de coroane! Bineînțeles că este scump. La ce credeai, Dragomire? Noi aici oferim servicii de cea mai înaltă calitate, folosind articole care i-ar face invidioși chiar și pe nemți. Suma de 10.000 de coroane mi se pare absolut rezonabilă. Când vii cu banii, semnăm actele, încărcăm mobila în căruță și la revedere. Adică condoleanțe. Am vrut să zic condoleanțe. Da, condoleanțe. Thank you.
Oricât de mult ura Dragomir ideea de a-și vinde mașina de scris, se pare că aceasta era cam singurul lucru valoros din casa lui. O primise cadou de la Catrina cu mulți ani în urmă. Fusese un model german incredibil de scump la acea vreme și ceva tot trebuia să valoreze. Frânt de spate, Dragomir trânti mașina de scris pe teșghea, trăgându-și sufletul. Vânzătorul se grăbi să gesticuleze agitat, grăind pe un ton pițigăiat. Nu pune chestia aia ruginită pe mileul acesta. Este un mileu tare valoros pe care l-am cumpărat din Germania. Și în fond, de ce ți-ai adus mașina de scris aici? Doar nu bănuiești că o să poți plăti pentru sicriu și celelalte cu ea? Hai să fim serioși. A trecut vremea când îți dădeam băutură în schimbul diverselor nimicuri pe care mi le aduceai. De data aceasta vreau bani. Dragomir fu cuprins de o amărăciune fără margini, mai să-și piardă mințile de furie când, deodată, îi trecu prin cap un gând. Ce-ar fi dacă ar fura, dacă ar șterpeli o sumă de bani? În capul lui situația aceasta limită avea sens și era perfect justificată. Dar, totuși, de unde avea să fure el 10.000 de coroane? Imediat ce intră, Dragomir trânti teancul de bani și-și încrucișă brațele, așteptând confirmarea vânzătorului.
Acestuia îi sclipiră ochii văzând enorma sumă de bani și imediat rosti pe același ton enervant. Dragomire, eu te știu om sărac lipit. E straniu să văd că în mai puțin de un ceas ai făcut rost de aceste 9500 de coroane. Dar în fine, totuși nu o să te sâcâi cu prea multe întrebări. Banii sunt bani. Totuși, pentru că încă îmi mai datorez 500 de coroane, va trebui să reducem din calitatea articolelor funerare. Vezi tu, ceea ce pot oferi de 9500 de coroane se află în căruța aceea. Asta firește, în cazul în care nu dorești să înștiințezi autoritățile. Batem palma? Privind în căruță, Dragomir fu la un pas să-i pocnească o venă la creier. Înăuntru se afla un sicriu vechi care era folosit pentru a transporta frunze uscate, paie, băutură de contrabandă și alte gunoaie. Dragomir porni spre casa funerară, unde hotărâse să-l confrunte pe nemernicul acela. În viața lui nu fusese umilit într-un asemenea hal, cu atât mai puțin acum, când se afla într-un moment atât de dificil și nu avea pe nimeni care să-l înțeleagă ori să-i ofere sprijin. Ascultă, imbecilule! Încă nu s-a născut ăla care să-și bată joc de răposata Catrina și să scape viu! Tu, nemernicule, ți-ai făcut averea pe spinarea morților. Ai profitat de pieții oameni disperați care și-au cheltuit ultimii bănuți pe sicrie și pe cruci, doar ca tu să-ți poți umple buzunarele. Am să-ți zbor creierii, urâtule. Îmi vreau bani înapoi, plus o mormântare cu cele mai de lux articole funerare. Iar în lada aia de gunoi din căruță, s-o îngrop pe măta. Cârba aceea de om nu își imaginase niciodată că întreaga lui afacere avea să fie cuprinsă de flăcări pe neașteptate. Omul acum își flutura brațele jelind după sicriele lui mai mult decât jelise Dragomir după Catrina. Cât despre văduv, acesta a pregătit cu mare grijă cele trebuincioase îngropăciunii. Dar totuși, în urma acestor evenimente, ceva se schimbase în inima lui. Dragomir îl izgoni din curtea bisericii pe milogul surd, strigându-i pe un ton plin de aroganță. Te poftesc să părăsești curtea bisericii. Aici are loc o mormântare fastoasă și nu este loc de oameni prăpădiți ca tine. De azi încolo află că privești către un cetățean respectabil, căruia tu
îi te vei adresa cu domnule. Vorbesc cu pereții, omul e surd, mărcesc gura degeaba. După înmormântarea femeii lui, l-am abordat pe Dragomir propunându-i să facem afaceri împreună, fiind absolut încântat de felul în care s-a purtat în ultimele ceasuri. Dar nu mică mi-a fost mirarea când, ca din senin, un șofer beat criță a pierdut controlul volanului la mașina pe care o conducea, îndreptându-se cu o viteză fulgerătoare către surtul care stătea în mijlocul străzii, stricându-mi mie planurile. Ceea ce a urmat m-a scos din sărite. Dă-te! Dă-te din cale! Dă-te din cale, imbecilule, n-auzi? Mii de draci și îl aveam pe nenorocit în ghearele mele. Blestematul, blestematul cum și-a scăpat prăpăditul acela de suflet. În noaptea asta plănuiam să-i duc sufletul în iad. Ce crudă este soarta! Nemernicul și-a câștigat mântuirea în ultima clipă. Vreau să plec! Vreau să plec de aici cât mai degrabă! Locul acesta mă dispostă!